Unul dintre cele mai controversate episoade din istoria comunismului românesc a fost moartea, pentru unii bizară, a primului lider al României comunizate, Gheorghe Gheorghiu Dej. Speculațiile au început să apară chiar în martie 1965, când Gheorghiu Dej a încetat din viață pe neașteptate. Și astăzi, deseori sunt întrebat dacă moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej a fost una naturală sau dacă nu cumva a fost prilejuită de o intervenție externă, eventual de la Moscova. Vă propun să zăbovim puțin asupra acestui fragment de istorie. Până atunci trebuie să spun că România anului 1965 era cu totul alta decât România anului 1945, atunci când Gheorghiu Dej devenise cel mai important om din statul român. Cariera de lider a lui Dej este o adevărată lecție de politică. De la început, în anul 1945, prin a fi un dictator regional după modelul lui Stalin și și-a înlăturat fără milă toți potențialii adversari din interiorul țării și chiar și din propriul său partid. Totuși, 20 de ani mai târziu, în anul 1965, el a sfârșit prin a fi un conducător național ce se bucura în România și chiar în lume de o popularitate preponderent pozitivă. La începutul anilor 60, deja a dat startul unui proces de liberalizare a regimului, iar pozițiile ideologice ale comuniștilor români erau deseori diferite de cele ale Uniunii Sovietice. Despre secretele și vedetele vieții private a lui Gheorghiu Dej o să vorbim altă dată. Cert este că Dej avea o reală putere încă și după modelul muncitoresc din anii 30, el era un mare fumător, țigările americane fiind cele pe care le aprecia cel mai mult, chiar dacă ele nu se găseau în tutungeriile României comuniste. Și astfel ne apropiem de nucleul poveștii noastre. Cum Gheorghe Gheorghiu Dej era cunoscut, avea o constituție solidă și cum presa regimului comunist nu excela în transparență, vestea bolii sale a căzut ca un trăznet. Primul buletin medical, datat 17 martie 1965 și semnat de mai mulți medici români, a apărut în scânteia de a doua zi pe 18 martie. Dar imediat, pe 19 martie 1965, Gheorghe Gheorghiu Dej înceta din viață în urma unui cancer generalizat. Iar a doua zi, tot scânteia făcea precizarea că semnele bolii au apărut în a doua jumătate a lunii ianuarie. Tocmai această precizare a dat naștere la speculații, pentru că imediat a început să se vorbească, evident pe șoptite, că Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi putut fi iradiat de către sovietici. Într-adevăr, în ziua de sâmbătă, 16 ianuarie 1965, Gheorghiu Dej și o delegație de comuniști români plecaseră cu trenul din gara Băneasa spre capitala Poloniei, la o întrunire a tratatului de la Varșovia. În acea zi, liderul român era încă zâmbitor și părea într-o formă bună. Delegația condusă de Dej s-a întors în țară în ziua de vineri, 22 ianuarie. Iar doar peste câteva săptămâni, într-o apariție televizată din 5 martie, Dej era tras la față și livit. Două săptămâni mai târziu se stingea din viață. Unul dintre primele zvonuri care au apărut imediat spune că Gheorghiu Dej ar fi putut fi iradiat la Varșovia de către sovieticii care ar fi dorit să scape de el pentru că Dej devenise prea naționalist și nu m-a ascultat de Moscova. Personal am rețineri față de această ipoteză. Dacă sovieticii l-ar fi iradiat pe Dej, atunci toți sovieticii ar fi avut grijă ca succesorul acestuia să fie altcineva decât Nicolae Ceaușescu, un lider mai tânăr, dar care încă de pe atunci era cunoscut ca fiind și mai naționalist decât Gheorghiu Dej. O altă ipoteză spune că Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi primit, cândva în anii 50, o floare de mină de la o exploatare minieră din munții Apuseni. Neștiind că acea bucată de rocă este radioactivă, Gheorghiu Dej ar fi pus-o undeva într-o vitrină din spatele biroului său de lucru, astfel încât roca l-a iradiat lent vreme de ani întregi. În fine, cea mai banală dintre ipoteze spune că moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej s-ar datora pur și simplu stilului său de viață foarte dezordonat, cu mese luate după căderea serii și cu multe țigări de-a lungul zilei. Evident, speculațiile vor continua. Probabil că numai o analiză a rămășițelor lui Gheorghiu Dej ne-ar putea lămuri dacă familia sa va dori acest lucru. Dar până atunci și până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.